Bună dimineața! Bună dimineața oricui mă aude, indiferent unde sunteți. Astăzi dimineață voi termina ultima parte a agenției în punctul Prada. Eu am început pe culoarea albastră, însă culoarea de bază este aceasta. V-am arătat deja în transmisiunile în direct pe care le-am făcut până acum. Am lucrat până acum pentru o înălțime de 20 de centimetri. Deja avem un spectator, deci am lucrat 20 de centimetri. Acum voi continua și sper că voi reuși să închid astăzi această geantă. După cum ați văzut, v-am arătat pe culoarea albastră. Punctul Prada este foarte ușor de executat. Eu am lucrat pentru această înălțime. Am ajuns aici, la un anumit capăt de rând. Numărul rândurilor și înălțimea depinde de dorințele dumneavoastră. Acum voi lucra ultima parte, partea cea mai interesantă, în care vom folosi tehnica aceluiași punct, însă de data aceasta nu îl vom lucra în mod normal aici deasupra, ci vom începe și îl vom lucra din interior. Deci am încheiat acest rând, voi face obișnuitele trei ochiuri de lanț exact în punctul unde am închis acest rând. Deci avem 1, 2, cel de-al treilea, după care voi lua pe croșet și în corespondența aceluiași punct voi face cele 4 piciorușe duble. Pentru că în felul acesta rândurile finale vor veni intercalate și vom continua, așa cum vă spuneam, într-o altă manieră. Deci avem 1, 2, 3, 4 și cel de-al patrulea picioruș dublu, în felul acesta, după care acest evantai îl voi închide în partea interioară. Vă voi arăta imediat modul în care voi veni către următorul spațiu, voi căuta punctul central unde am închis evantaiul pe partea din față, în felul acesta. Vedeți, se observă foarte ușor. Vă voi arăta încă o dată punctul central aici. Voi intra și voi face același picioruș alunecat. Practic lucrăm același punct, însă într-o altă manieră. Și apoi veți vedea, voi face cele 3 ochiuri de lanț și apoi următoarele 3 piciorușe duble. Am ales să fac live, pentru că chiar dacă este foarte devreme, este ora 3 dimineața, dar aș vrea după aceea să reușesc să lucrez și
să termin iepurașul. Dacă veți observa aceste puncte, apoi vor veni intercalate cu rândurile principale. Voi continua în același mod, deci voi căuta punctul central aici. Voi închide din nou cu piciorul alunecat, voi face cele trei ochiuri de lanț și voi continua. Știu că este o oră neobișnuită, aceasta este ora mea normală la care mă ridic în fiecare dimineață și neavând alt mod de a filma, pentru că ziua nu reușesc, seara sunt foarte obosită, am riscat să intru în acest mod pentru a continua și să terminăm această geantă. Vedeți, punctele acestea vor veni intercalate, deci nu vin în aceeași, în corespondența acelorași puncte din rândurile precedente, ci vor veni între. Eu voi continua. De jur împrejur voi face același lucru. Este un pic mai greu de lucrat cu acest tip de fir, însă eu cred că rezultatul merită efortul. Voi veni cu cele trei piciorușe duble. Voi continua. Mă voi deplasa către următorul punct central. Voi repeta aceleași mișcări. Piciorul și-a alunecat întotdeauna. Aș fi vrut să intru aseară, însă ora era foarte târzie când am terminat lucrul. Am vrut să mă odihnesc un pic și apoi să continui lucrarea. Pe culoare albastră voi lucra un alt model, această geantă fiind deja începută, pentru că vroiam să stăpânesc bine această tehnică, am preferat să încep pe culoarea albastră, să puteți vedea modul în care facem primii pași în crearea unei genți. Uitați-vă, cred că reușiți să vedeți acum diferența între rânduri, cum vin intercalate acestea rândului principal. Voi da un pic de o parte de aici și voi continua în felul acesta, sperând că va fi mai ușor, pentru că geanta de acum are o anumită înălțime și mi este mai greu să o țin dreaptă, să pot lucra. Și voi continua în felul acesta. Voi continua cu cele trei piciorușe duble. La
La început mă gândisem să adaug o altă culoare, însă nu am găsit nimic adecvat acestei nuanțe, cât și mânecilor pe care le voi pune, torților. Vedeți modul în care se prezintă? Așa trebuie să arate. Te plasez mai departe, în următorul punct. Voi continua în același mod. Am ales și acest mod pentru că este mai ușor de încărcat. Nu este nevoie să aștept toate acele ore pentru a încărca tutorialul pe YouTube. Și voi intra în punctul central. Și voi continua în felul acesta, ca și până acum. Mă gândisem să adaug culoarea albă sau roz, însă iar facea o notă nu prea în același ton cu mânerele pe care le voi aplica. De aceea am decis, după ce m-am gândit bine, să continui în aceeași culoare. Dacă doriți să lucrați în două culori și aveți culorile adecvate în funcție de materialele pe care le veți folosi, uitați-vă cum se prezintă. În felul acesta. În funcție de materialele pe care le veți folosi, puteți lucra această parte într-o altă culoare. Dacă veți auzi zgomote pe fundal, să știți că este bătrâna mea care doarme. Ea când doarme așa, face gălăgie. Și mă voi deplasa mai departe. Către următorul punct central. Vedeți? Aici. Voi închide cu fir alunecat și voi continua. Acest prim rând va părea un pic mai dificil, cel de-al doilea va decurge foarte repede, cred că deja v-ați obișnuit cu acest punct, este foarte ușor de executat chiar și de către doamnele începătoare,
se va ce frumos se prezintă punctul intercalat. Mă voi deplasa către următorul punct central. Știu că toată lumea doarme la ora aceasta, însă când vă veți trezi dimineața, veți găsi continuarea. Culoare albastră, voi lucra un alt model. Nu această săptămână voi începe. Nu voi începe în această săptămână, ci în cea următoare, cred. Uitați-vă cum se prezintă. Mă voi deplasa din nou, voi căuta punctul central, care se observă foarte ușor. Am riscat, chiar dacă nu am spectatori, am riscat să fac acest live pentru a termina. Vedeți ce frumos se prezintă, lucrat în acest mod. Din nou ne vom întoarce, vom intra în punctul central aici, cu fir alunecat, cele trei ochiuri de lanț, cele trei piciorușe duble, și mă deplasez în următorul punct. Mi-e place cum se prezintă. Îmi place cum se prezintă. Voi continua. Voi pune lucrul în modul în care să-mi fie ușor să lucrez.
Iar dacă voi tăcea, eu voi continua să lucrez. Eu cred că acest punct este foarte accesibil și doamnelor începătoare care vor dori să lucreze singure o geantă. Da, uitați-vă cât de frumos iese cu aceste colțișoare intercalate între rânduri. Așa cum vă spuneam, este un pic mai dificil de filmat în momentul în care lucrarea este mai mare. Fi mult mai ușor poziția care poți să iei în mână toată lucrarea, însă asta este. Două și cel de-al treilea picioruș dublu. Continua în următorul punct. Este foarte ușor să vedeți punctul central. Se cunoaște foarte bine. În următorul și tot așa continuăm. Vorbesc cu dumneavoastră ca și cum ați fi aici, prezenți, alături. Voi deplasa în următorul punct.
mai dificil, nu vrea să iasă, dar va ieși. Mie îmi place ceea ce iese aici. Voi continua pe dos, voi intra în următorul picioruș central. Cu atenție, în felul acesta, voi închide. Face cele trei ochiuri de lanț, după care cele trei piciorușe duble. Și astfel voi închide încet, încet această geantă care a creat oarecare interes. Eu sunt foarte, foarte încântată de ceea ce reușesc să realizez. Uitați-vă ce fain arată cu aceste colțișoare intercalate. Din nou mă voi deplasa către următorul punct central. Aici acest pasaj este un pic mai greoi la acest prim rând, pentru că după aceea totul va decurge normal, precum celelalte rânduri. Deci ați văzut cum am început geanta, punctul prada constă practic în cele două rânduri pe care eu vi le-am arătat, înainte și înapoi lucrate. Este ușor de reținut. Nu trebuie decât puțină atenție și da, eu sunt încântată de ceea ce iese. Apoi voi vedea opiniile dumneavoastră, părerile pe care le veți avea, ceea ce veți spune, cum vă va plăcea. Voi intra în următorul punct central. Voi închide din nou cu fir alunecat. Voi face cele trei ochiuri de lanț de început. Și continui cu cele trei piciorușe duble. Încet ne apropiem de sfârșitul acestui rând. O mică durere de gât. Timpul este atât de imprevizibil, atât de schimbător. Dimineața și seara este rece, iar ziua este foarte cald pentru această perioadă, nici măcar nu știi cum să te îmbraci și mă doare un pic în gât, însă îmi va trece. Da. Mie îmi place. Îmi place ceea ce iese. Nu găseam momentul potrivit
momentul liber în care să intru să pot termina această geantă, pentru că și eu sunt foarte nerăbdătoare să văd rezultatul final, pentru că oricum mi-l imaginez, însă una e când te gândești și alta e în momentul în care ai lucrat și ai produsul final în fața ochilor. Căuta din nou punctul central. Și voi continua apoi cu cele trei piciorușe duble. Și cu cel de-al treilea, care nu mă lasă așa cum vreau eu, dar sunt eu stăpân pe situație. Ia uitați-vă cum se prezintă, intercalate. Eu cred că reușiți să observați. Și apoi, după cum vedeți, încet, încet, cu pași mici, ne apropiem de sfârșitul primului rând. Dau un pic mai aproape. Imediat sunt la capătul rândului. Căutăm punctul central aici.
acum am ajuns în corespondența ultimului punct. După cum vedeți, odată ajuns aici, voi intra, după cum vedeți, cu piciorul alunecat în primul ochi, în primul punct pe care l-am realizat, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea în felul acesta, iar apoi cu piciorul alunecat mă voi îndrepta în spațiul format între cele trei piciorușe, cele trei ochiuri de lanț și cele trei piciorușe duble. Deci voi, mă voi întoarce în sus cu piciorul alunecat, în felul acesta. Odată ajuns în corespondența acestui punct, vedeți, la fiecare avem, la fiecare ochi avem acesta. Vom continua să lucrăm exact așa cum ne-am obișnuit. Trei ochiuri de lanț, acum totul va decurge mult mai ușor. Trei piciorușe duble. Deplasăm în următorul spațiu cu fir alunecat și continuăm. Practic va fi același punct pe care îl repetăm până la capătul acestui rând. Am spus întotdeauna că nu pot să programez live-urile pentru că nu știu niciodată când voi termina ziua de lucru și nu pot spune că sunt prezent la ora de și apoi să nu reușesc să intru, să vă las în așteptare, pentru că nu este corect. Și atunci am decis că intru așa, inopinat, chiar dacă nu este nimeni prezent, însă eu continui lucrarea. Eu sunt mulțumită de ceea ce se prezintă aici. Îmi place. Eu sper că și dumneavoastră să îndrăgiți acest model. Uitați-vă ce frumos se prezintă cu aceste colțișoare intercalate între celelalte. Cum voi intra în următorul punct. Și voi repeta totul până la sfârșitul rândului.
Nu cred că această geantă va avea nevoie de căptușeală, după modul în care se prezintă lucrarea în sine, ci doar se poate aplica ceva pe fundul genții. Vedeți acum că am încheiat primul rând, cât de ușor merge lucrul. Modelul în sine chiar este foarte ușor de realizat. Și îmi place această alternanță, acest schimb de puncte. Nu greșeam acum. Vroiam deja să merg mai departe. Vorbesc încetul pentru că e noaptea, apoi trezesc toți vecinii aici. Continui. Vedeți cât de ușor merge în momentul în care am încheiat primul rând. Totul decurge foarte, foarte simplu. Vedeți, e cu totul divers de ceea ce am lucrat, până acum. Merge totul într-o altă direcție. Așa cum vă spuneam, dacă veți avea o culoare care poate fi în ton cu cea cu care veți lucra geanta, această parte finală o puteți lucra într-o altă culoare, însă trebuie să fiți atente să corespundă și cu mânerele pe care le veți spune.
Sper că reușiți să vedeți ceea ce execut. Întoarcem modul în care să pot lucra. Acest punct poate fi folosit chiar și la eșarfe sau la bluze. Cred că ar fi foarte interesant de lucrat o bluză în acest mod. Bineînțeles, cu firul adecvat, dar cred că ar fi frumos. Ce plăcut e așa când e liniște. Avem puțin și ajungem la capătul acestui rând și apoi nu ne rămâne decât să aplicăm unirele genții. Vrea să se joace un pic cu mine, nicio problemă, ne jucăm.
următoarea geantă voi vedea un alt model care să fie tot așa foarte ușor de realizat, mai ales de către doamnele începătoare. Mă adresez foarte mult doamnelor începătoare și acela va fi culoarea albastră pe care v-am arătat pașinii model. Eu deja aveam în lucru această geantă și de aceea doar am început cu albastru, acel albastru regal, foarte frumos, mie îmi place foarte mult. Imediat suntem la capătul rândului și nu ne rămâne decât să punem mânerele apoi. Vedeți diferența? Se observă frumos. Mie una îmi place. Nu știu părerea dumneavoastră care este. Însă este cu totul divers această tranziție de una direcție în cealaltă. Pentru că vedeți, toate celelalte puncte merg într-o singură direcție. Acestea sunt în direcție opusă. Continua. Suntem pe ultimii pași aici. Imediat vom închide lucrarea. Sper să vă încânte, să vă placă. Avem aici două puncte și apoi vom încheia cu această parte a lucrării. Ne va rămâne apoi decât să punem mânerele, torțile, cum vreți să le spuneți.
După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului. Voi intra și voi închide cu piciorul alunecat. Acum voi scurta acest capăt de fir. Îl voi lăsa un pic mai lung pentru a închide lucrarea și reușit să-l ascund cu atenție, pentru că acest fir se destramă foarte repede. Acesta îl voi pune aici. Voi încheia. După care voi folosi acul pentru cusut lână, pentru a ascunde firul dedesubt. Sperăm că va intra aici, că nu îmi va face probleme, dacă nu voi fi nevoită să folosesc croșetul, nu, uitați-vă. A intrat foarte ușor. Voi intra și voi ascunde bine un pic. De ce nu vrei? Așa. Voi ascunde bine acest capăt. Voi coase în modul în care să-i dau stabilitate. Să-l pot pierde undeva dedesubt. Să-i pot face câteva noduri care să susțină foarte bine lucrarea. Vedeți? Voi merge din nou un pic în jos cu aceste fire. Sper voi fi mult, mult mai sigură de pare rău că este foarte devreme și nu reușiți să mă vedeți, însă nu am alt mod. Persându-l în felul acesta cât de dedesubt posibil, nu vom avea surpriza ca lucrarea ca acest capăt de fir să fugă, să alunece, pentru că firul este foarte alunecos, după cum vedeți. Și doamnele care lucrează deja îl cunosc. Eu cred că așa va fi destul. Aceasta este ceea ce am realizat până acum. Lucrul următor pe care va trebui să-l facem este să aplicăm mânerele, să aplicăm torțile, așa cum veți dori dumneavoastră. Depinde de mânerele pe care le aveți.
eu dispun de acestea, cred că le voi prinde de aici, de sub, în modul în care ele să nu se vadă, să iasă în evidență doar ceea ce mă interesează pe mine, deci biluțele și totul. Mă voi opri aici, deci apoi voi veni pe comunitate cu lucrul realizat în totalitate. Aceasta este gentuță. Deci acestea sunt punctele de bază. Eu voi lăsa în jos camera în modul în care să puteți vedea cum se prezintă până acum. Aceasta este. Nu va rămâne decât să ca dumneavoastră să aplicați mânerele în modul în care doriți. Eu le voi pune în modul meu și apoi veți găsi pe comunitate această geantă. Așa cum spuneam, dacă veți dori, puteți să puneți căptușeală totul, însă nu este nevoie. Voi aplica doar pe fundul genții un pic de căptușeală. Voi închide aici, pentru că am terminat cu această parte a lucrării. Așa cum spuneam, lăs la atitudinea dumneavoastră, nu știu ce fel de mânere aveți, lăs la atitudinea dumneavoastră modul în care doriți să le aplicați. Eventual, mă voi întoarce cu un scurt tutorial în care să prezint modul în care voi aplica acele mânere. Sper că aceasta să vă fie de folos, să vă placă ceea ce am realizat până acum și să lucrați cu mare plăcere. Eu din nou cer scuze pentru ora la care sunt intrată live. Vă mulțumesc celor care veți vedea mai apoi și celor care dorm, le doresc somn ușor în continuare. La revedere!